Premierul Florin Câțu umplete armonios învățătura cu alcoolul încă din fragedă tinerețe, ceea ce ar putea explica de ce și-a făcut studiile doctorale, dar nu a reușit să-și susțină teza. Gestul lui Câțu de a conduce băut este dincolo de orice extremă de irresponsabilitate. În decembrie 2000, pe când își făcea studii doctorale la Universitatea Iowa, Florin Câțu a fost prins de poliție băut la volan și a fost băgat în tribunal, unde și-a recunoscut faptele, dar cu toate astea a primit amendă plus cel mai probabil 6-9 luni de suspendare a permisului. Riscuri foarte mari din care înțelegem că premierul de azi și l-a asumat fără probleme. De asemenea, informația pare să confirme zvonurile răutăcioase din ultimii ani, potrivit cărora premierul ar avea anumite probleme cu alcoolul.